După 4 ani de absențe din competițiile naționale, echipa masculină de handbal, CSM Dunărea Giurgiu, a debutat duminică în divizia B cu o victorie surprinzătoare împotriva echipei AS Handbal București cu scorul de 25-18. În al doilea meci, handbaliștii giurgiuveni au fost învinși de HC Victoria București cu scorul de 28-17, însă adversarul întâlnit a fost unul foarte puternic. Debutul a fost cu emoții pentru toți copiii și chiar și pentru mine. După o lungă perioadă de timp în care nu mai am jucat decât ne-am antrenat, sunt foarte bucuroși pentru evoluția pe care au avut-o la București. Au fost felicitați de către oamenii din sală și zicem noi că am reprezentat bine orașul Giurgiu pentru început. Avem 5 jucători accidentați, unul deja i s-a pus glezna în gips, se întorsă de gradul 1, Gogoa și Alexandru. Mai avem 2 cu probleme mai serioase și restul sunt accidentări care zic eu că le vom putea să le rezolvăm până la etapa viitoare. Chiar dacă au înregistrat o înfrângere și 5 jucători au fost accidentați, debutul poate fi considerat unul bun. Următoarele partide sunt programate peste 2 săptămâni.